Colegii din clasă au început a face hază asupra Mihaelei doar din motiv că fata purta ochelari. Aceștia zilnic se amuzau pe seama ei, fără să-și dea seama că fata suferă. Într-o zi, colegii au luat ochelarii fetei, spunându-i că este mai bine fără ei. S-au dus și le-au spus celorlalți că Mihaela este ochelară, în același moment probând ochelarii în sens ironic. Toți râdeau de ea și de felul cum o abordează. Mihaela se simțea din ce în ce mai rău, plângea și era mai retrasă. O colegă, care făcea parte din grupul nostru restrâns de prieteni, la fel purta și ea ochelari. I-a luat apărare și i-a întors ochelarii fetei. Le-a mintit prietenilor ei că și ea este cu ochelari și le-a explicat că nu trebuie așa să se comporte, deoarece în acest moment Mihaela se simte foarte rău, neajutorată și singură. A rugat pe cei ce i-au luat ochelarii să se apropie și să-și ceară iertare. Aceștia au acceptat-o pe Mihaela în grupul lor și au conștientizat că este o fată la fel de simplă ca și ei. Bullying-ul nu este problema ta! Bullying-ul este problema noastră! Doar împreună o putem rezolva!